Doamnelor, domnilor, cavaleri, domnițe, declarăm deschise, declarăm deschisă cea de-a patra ediție a Battery Fest 2019. Avem alături de noi reprezentanți din orașele înfrățite și astăzi este o zi specială pentru Șimleu, pentru că și-a mai găsit un frate sau o soră, un oraș din Polonia, orașul Ciuch, și ne bucurăm și le mulțumim pentru că au acceptat invitația noastră de a fi prezenți astăzi la Battery Fest alături de noi. Aș dori să dau cuvântul în continuare gazdei noastre, domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș, pentru a ne adresa mesajul domniei sale. Mulțumesc, domnule atașat militar al Poloniei în România, domnule deputat, domnule pretor, domnule primar, domnule viceprimar, onorată asistență. Astăzi este o zi foarte frumoasă pentru noi șimleoanii din cel puțin două motive. Unu, primul și cel mai esențial este acela că îl sărbătorim pe regele care s-a născut în orașul nostru, respectiv Ștefanus Bathory. Și al doilea motiv, de fapt conexiunea este tocmai de la faptul că aici s-a născut Bathory, este că astăzi a mai dobândit un frate, respectiv orașul Ciuch din Polonia. Și vreau să mulțumesc celor care au făcut posibil acest moment, respectiv domnului colonel Iancovski, care în urmă cu un an a vizitat orașul Șimleu Silvaniei la sărbătoarea cetății Bathory și am gândit atunci că am putea dezvolta o relație de colaborare cu orașul în care domnia sa locuiește și nu s-a gândit nimeni că într-un an de zile vom și reuși ca acest lucru să-l înfăptuim. Iată că astăzi Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei a parafat această înfrățire dintre cele două orașe. Sigur că aparent o înfrățire dintre două localități poate să ne ducă cu gândul că oamenii se întâlnesc de multe ori, probabil chefuiesc și doar atât. Nu cred că aceasta este esența. Esența înfrățirii este dezvoltarea comunității, pentru că evident că pe fiecare dintre noi ne interesează să avem niște comunități bogate, niște comunități puternice și în același timp, prin aceste înfrățiri, cred că fiecare avem de învățat ceva de la partenerii noștri. Această înfrățire, așa cum am spus și dimineața, a pornit din inima unor oameni care au dorit acest lucru și lucrurile care pornesc din inimă pot să fie foarte bune, dacă sunt făcute cu bună credință. Îmi doresc ca peste ani de zile să particip și eu, în locul dumneavoastră, evident, nu în calitate de primar, și să mă bucur că înfrățirea care a avut loc cu 10, 20 sau 30 de ani în urmă a dat roade, că tinerii din orașele noastre s-au împrietenit, au dezvoltat relații de prietenie, că oamenii de afaceri din orașele noastre au reușit să facă ceva pentru comunitățile lor. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc tuturor acelora care s-au străduit ca această sărbătoare să fie una vie. Evident că nu o să încep să mulțumesc colegilor din primărie, pentru că sunt convins că ei au făcut tot ce au făcut cu mare drag. Vreau să le mulțumesc în special voluntarilor, care, a căror activitate în ultimele luni, în ultimul an, este vizibilă și numai cine nu dorește nu o vede. Și vreau să vă spun că fără ajutorul lor nu aveam o curte așa de frumoasă și fără ajutorul lor nu aveam un eveniment așa de bine organizat. Vă mulțumesc din suflet, să fiți convinși că și eu și toată lumea de aici vă este recunoscător și nu în ultimul rând tuturor partenerilor noștri care ne-au ajutat pentru acest eveniment și pentru a nu risca să uit pe cineva, o să vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ajutat cu trupele de reconstituire, cu lui Rudi, pentru că de fiecare dată a fost alături de noi și ne-a ajutat ca acest moment să fie mai interesant. Tuturor acelora care v-ați implicat, vă mulțumesc din suflet. Pot să spun că mi-ați ușurat o parte din prezentarea mea, spunând despre voluntari, despre parteneri.
Nu o să mă repet în această parte, aș vrea să dau cuvântul în continuare domnului deputat Lucian Bode. Mulțumesc, Daniel. Domnule pretor, domnilor primari, distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, vreau să spun bun venit celor care sunt pentru prima dată în județul Sălaj, în șimleul Silvaniei. Bun, bine ați revenit celor care reveniți an de an cu mare plăcere, iată acest festival ajungând la a patra ediție. Este o certitudine faptul că România și românii sunt cunoscuți la nivel internațional ca fiind o națiune ospitalieră, primitoare, solidară. Și poate v-a spus întrebarea firească, de unde vin aceste virtuți? În primul rând, cred eu că vin din istoria noastră. Din istoria noastră îndepărtată, istorie comună, în care am știut să conviețuim în pace și în armonie cu toate minoritățile conlocuitoare, inclusiv aici, la șimleul Silvaniei. Mai cred că vin aceste virtuți din prezent. Din prezentul nostru de astăzi, când arătăm lumii întregi și astăzi că știm să ne cinstim istoria, știm să ne prețuim toate minoritățile conlocuitoare care trăiesc și muncesc alături de noi în șimleul Silvaniei, în județul Sălaj și în România. Mi-aș dori foarte mult ca și minoritățile noastre, românii noștri din afara granițelor țării, să se bucure de același respect cum se bucură minoritățile naționale în România. Și mă refer aici în special la frații noștri din Ucraina. Vedeți, în fiecare zi sunt știri prezentate în spațiu public cum, din păcate, românii noștri din afara granițelor țării nu se bucură de același tratament. Dar sigur, într-o Europa aflată într-un proces galopant de globalizare, într-o Europa în care industrializarea este pe primul loc și mai puțin componenta culturală, emoțională, poate că aceste răspunsuri ar trebui să le căutăm acolo. Astăzi, la șimleul Silvaniei, așa cum obișnuim în fiecare an, îmbrăcăm haine de sărbătoare și acest lucru este lăudabil pentru că nu foarte multe evenimente de acest gen se întâmplă în județul nostru sau la nivel național. Cu atât mai mult, eu îi felicit pe organizatori, felicit primăria orașului Șimleu Silvaniei, felicit pe Daniel și pe toți voluntarii implicați în organizarea acestui frumos festival. Vă doresc să petreceți clipe frumoase aici la șimleul Silvaniei și să reveniți de fiecare dată cu mare drag în județul nostru și în șimleul Silvaniei. Distracție plăcută și la revedere, să ne vedem cu bine, la fel de bucuroși cum suntem astăzi. Domnule deputat, pentru că ați vorbit în discursul dumneavoastră despre frați, dați-mi voie să prezint un frate din Republica Moldova, din sectorul Râșcan, Chișinău, domnul pretor. Să-și scurt. Venim pur și simplu cu un salut prietenesc. Colaborarea noastră, dumneavoastră, știți că este fructuoasă. Și să Dumnezeu să ne aibă în pază și, cum a spus domnul deputat, distracție plăcută și ne auzim. Mulțumim frumos! Sunt alături de noi toți reprezentanții orașelor înfrățite și din Ungaria, Albert Irșan, Nirbator și Sorvoș. Iar acum permiteți-mi să-l introduc pe primarul orașului Ciuf din Republica Polona, cu care am început relația, începând de astăzi, am început relația noastră de înfrățire. Domnule primar! Dzień dobry Państwu, po polsku.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie na wasze Dni Króla Stefana Batorego. Vă mulțumim foarte mult pentru invitația la zilele regelui Batory. Ne bucurăm că putem participa la acest frumos eveniment. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. Astăzi am semnat o înțelegere de cooperare mutuală între autoritățile noastre locale. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie o współpracy samorządu waszego pięknego miasta z samorządem naszej gminy. Avem încredere că aceasta este începutul unei munci pe care o vom implementa într-un spirit de bună cooperare și prietenie. Ufamy, że jest ona początkiem dzieła, które będziemy wspólnie realizować w przyszłości. Suntem fericit că putem coopera cu oameni fantastici, prieteni adevărați. W duchu dobrej współpracy i dużej przyjaźni. Vă mulțumim pentru o primire deosebită și ne dorim ca noastră cooperare să fie adevărată plăcere. Cieszymy się, że możemy współpracować z świetnymi przyjaciółmi, fantastycznymi ludźmi. Transmitem calde salutări locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei și oaspeților și vă dorim o celebrare plăcută. I prawdziwymi przyjaciółmi. Distrați-vă! Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i życzymy, aby nasza współpraca była prawdziwą przyjemnością dla nas wszystkich. Și încă o dată vă mulțumim pentru această primire deosebită pe care ne-ați oferit-o. Serdecznie też pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Silvanii Silvoniei. Multe salutări din Șimleu Silvanii. Oraz przybyłych gości. Să aveți petrecere frumoasă. I życzymy miłego świętowania Festival Batory Fest 2019. Batory Fest 2019. Distraviva! Distrați-vă! Vă mulțumim! Alături de noi se află astăzi un invitat special. Special spun asta pentru că nu este prima dată când se află la Șimleu Silvaniei. A venit anul trecut în cadrul celei de-a treia ediții Batory Fest. Pot să-i spun astăzi excelența sa, colonel Jerzy Jankowski, cel care este atașat militar al forțelor aeriene, terestre și navale, ambasadei Polonia din România. Bună ziua, domnilor și domnilor, dear guests, the inhabitants of this beautiful town of Șimleu Silvaniei. Bună ziua, doamnelor și domnilor, distinți invitați, bine ați venit. It's a really great pleasure and honor for me that I can come here the second time. The first time I was here a year ago. Este o mare onoare pentru mine și în același timp o plăcere să fiu aici și anul acesta, ținând cont de faptul că anul trecut a fost pentru prima dată când am fost în Șimleu. The biggest pleasure for me is that I'm coming the second time, and I'm coming during the time when Chów, a town in Poland, signs a cooperation arrangement with the town of Șimleu Silvaniei. Cea mai mare plăcere pentru mine să mă aflu aici pentru a doua oară este faptul că astăzi orașul Chów și Șimleul Silvaniei au semnat o înțelegere de cooperare. I would like to wish all of you, ladies and gentlemen, a great event on behalf of all the members of the Embassy of Republic of Poland and on behalf of the members of the military attachat of Polonia in Bucharest. Aș vrea să vă urez tuturor un eveniment frumos, plăcut, să vă simțiți bine din partea ambasadei Poloniei la România și din partea atașatului militar la ambasada Poloniei. Thank you again for invitation. I have a great joy. Vă mulțumesc din nou pentru invitație și vă urez distracție plăcută. În continuare, aș dori să le mulțumesc celor care s-au implicat efectiv în organizarea celei de-a patra ediție a Batory Fest și nu s-ar fi putut organiza fără colegele mele Lavinia Berar, Roxana Deac, Elena Trif, și în special alături de voluntarii noștri pe care îi invit acum pe scenă să-i vedeți în aplauzele dumneavoastră pentru că merită
tot ceea ce vedeți în cetate de la organizare, pentru că anul acesta tematica festivalului a fost jocul de șah, înăuntru se desfășoară un concurs internațional de șah, în curând vom avea și afară un joc demonstrativ de șah, ne-am dorit să putem să aducem în fața dumneavoastră toate aceste elemente de noutate pentru această ediție a festivalului. Mai mult decât atât, sunt pregătite și alte surprize de către colegul și bunul meu prieten, Roland Birta, care împreună cu familia ne-a sprijinit și ne-a ajutat, la fel cum și ceilalți parteneri au făcut-o ca de fiecare dată. Haideți mai în față! Merită aplauzele noastre! Ei sunt o parte dintre voluntarii noștri cu care lucrăm aproape zilnic și le mulțumim și cadrelor didactice, pentru că de multe ori sunt nevoiți și nevoite să îi învoiască de la școală, le mulțumim. Și câteodată, da, chiar obligația de a învoi de la școală. Noi vă mulțumim pentru tot, ne pregătim în curând pentru prima parte a sediului final. Ziua nu se încheie aici, pe tot parcursul zilei veți putea să călăriți, caii sunt aduși de prietenul nostru Reinbold Rudy. Veți putea participa la taberele pentru copii, reconstituirea medievală și, bineînțeles, aș dori să mulțumesc trupelor venite la Șimleu Silvaniei prin intermediul lui Roland Birta. Roli, când sunteți pregătiți și noi suntem pregătiți.